Stella Dănilă vă prezintă Telejurnalul. Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la Telejurnal. Iată principalele subiecte. Președintele Igor Dodon susține că ancheta în dosarul furtului miliardului a înregistrat progrese considerabile, iar ilegalitățile comise vor fi sancționate inclusiv penal. 9 oameni au murit în ultimele 24 de ore din cauza complicațiilor provocate de noul coronavirus. Astăzi au fost confirmate 147 de cazuri noi de infectare în Republica Moldova. Parlamentul European a votat acordarea asistenței financiare statelor partenere în politica de extindere și cea de vecinătate. Republica Moldova primește 100 de milioane de euro. Concesionarea aeroportului internațional Chișinău și devalizarea sistemului bancar au ajuns sub lupa Consiliului Suprem de Securitate. Președintele Igor Dodon spune că ancheta în dosarul furtului miliardului a înregistrat progrese considerabile, iar ilegalitățile comise vor fi sancționate, inclusiv penal. În același timp, șeful statului spune că este necesară reîntoarcerea aeroportului internațional Chișinău în gestiunea statului. După ședința Consiliului Suprem de Securitate, convocată la inițiativa președintelui, Igor Dodon a dat asigurări că dosarul jaful secolului va ajunge în curând la final, iar autorii schemei de devalizare a sistemului bancar vor fi sancționați. Pe parcursul ultimilor 2-3 luni, procuratura și organele de investigație au pus sub învinuire 10 bancheri, au avut loc percheziții în mai multe instituții. Stimați concetățeni, o să vedeți, în timp apropiat, toți o să ajungă acolo unde trebuie. Nu doar cei care la etapa finală au apărut în investigații. Și nu doar unde s-au dus banii, dar inclusiv cei care au pregătit toată legislația, fiind în funcție de miniștri. Mai mult, potrivit președintelui, aeroportul internațional Chișinău ar putea reveni în curând în gestiunea statului. Contractul de concesiune ar putea fi anulat, întrucât compania concesionară nu și-a onorat deocamdată obligațiile contractuale. Până la 1 ianuarie 2020, investitorul, din ceea ce și-a asumat responsabilitatea, nu a investit peste 66 de milioane de euro, și au termen pe 30 august pentru a investi suma rămasă, dar ei bani nu au. Igor Dodon a mai anunțat că mâine urmează să fie ridicată starea de urgență cauzată de pandemia de COVID-19. Acest lucru nu înseamnă însă relaxarea restricțiilor impuse anterior. În locul stării de urgență, pe tot teritoriul Republicii Moldova va fi instituit cod roșu în sănătate publică. Multe vorbe și zero fapte, astfel îi răspund reprezentanții opoziției parlamentare președintelui Igor Dodon, care a vorbit după ședința Consiliului Suprem de Securitate de revenirea aeroportului internațional în gestiunea statului. Igor Munteanu, fostul președinte al Comisiei Parlamentare care a investigat legalitatea concesionării, spune că actuala guvernare nu a venit cu nicio acțiune concretă de anulare a acestui contract, deși Comisia Parlamentară a dus dovezi concludente privind ilegalitatea actului. În timp ce președintele Igor Dodon anunță triumfător că aeroportul internațional Chișinău va reveni în proprietatea statului, opoziția parlamentară spune că n-a văzut de la actuala guvernare nicio acțiune concretă în acest sens. Este multă vorbăraie, inclusiv pe linia președinției, și puține fapte, pentru că guvernul Chicu ar fi trebuit să iasă în față și să spună ce a făcut în ultimele 250 de zile, de la data emiterii, adoptării a hotărârii Parlamentului din 4 octombrie 2019, în care Parlamentul i-a reiterat obligația guvernului de a prezenta în termen de 60 de zile un raport asupra măsurilor întreprinse. Mai mult, președintele Dodon a acuzat guvernul Sandu că ar fi împiedicat anularea contractului de concesiune, permițând companiei care a preluat aeroportul să-și reeșaloneze datoriile. În replică, reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate spun că, de fapt, responsabil de reeșalonarea datoriilor ar fi fostul director al Autorității Aeronautice Civile. Igor Dodon, în loc să învinuiască guvernul Maia Sandu de această decizie de reeșalonare, mai degrabă ar întreba de partenerii săi de acum, Partidul Democrat, de ce s-a ajuns la o astfel decizie ilegală. Imediat
cum guvernul Maia Sandu a aflat că acest tip, Octavian Nicolaescu, pus în funcție de guvernul Filip, a luat această decizie, l-a dat afară. Deranjat de ierarhizarea priorităților la ședința Consiliului Suprem de Securitate, s-a arătat și liderul pro-Moldova, Adrian Candu. După două luni de situație excepțională, cu o statistică îngrijorătoare, în condițiile în care mii de oameni au rămas fără venituri, sute de afaceri au intrat în faliment sau sunt pe punctul să falimenteze, medicii sunt infectați în masă, instituțiile educaționale sunt închise, iar părinții ar putea reveni la muncă de săptămâna viitoare, subiectul pandemiei este cu numărul 4 și ultimul în agenda Consiliului Suprem de Securitate. În timpul ședinței Consiliului Suprem de Securitate au fost abordate 4 subiecte. Continuarea investigației fraudei bancare, acțiunile întreprinse privind reîntoarcerea aeroportului internațional Chișinău în gestiunea statului, derularea investigațiilor privind schemele de contrabandă și dinamica situației epidemiologice din țară. Majoritatea parlamentară formată din socialiști și democrați în toamna anului trecut s-a cam subțiat și le oferă celor din opoziție posibilitatea de a înainta o moțiune de cenzură. Mai târziu, în telejurnal, discutăm care sunt șansele unui astfel de demers în actuala conjunctură politică. Astăzi, în Republica Moldova, a fost confirmată încă 147 de cazuri noi de COVID-19 din cele 1103 probe procesate. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 9 decese, iar 52 de persoane au fost declarate vindecate. 269 de persoane sunt în stare gravă, iar 21 în stare extrem de gravă. Distribuirea cazurilor de infecții cu COVID în dependență de teritoriile administrative sunt reprezentate pe slide și constituie Chișinău 41, Soroca 25, Cadr Lungă 11, regiunea din stânga Nistrului 9, Cahul 8, Bălți 7, Iediniți 5, Basarabeasca, Căușeni, Ialoveni, Sângerei 4 cazuri, Râșcani, Ungheni 3 cazuri, Anenii Noi, Călăraș, Comrat, Fălești, Orhei, Ștefan Vodă, Taraclia 2 cazuri, Strășeni, Cimișlia, Criuleni, Florești, Rezina au înregistrat câte un caz. Încă 26 de angajați din sistemul medical au fost confirmați astăzi cu COVID-19. Avem 6 medici, 7 asistenți medicali și, dacă vorbim de personal auxiliar, 13 persoane. În ceea ce privește focarul de la centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități mentale din Bădiceni, Soroca, autoritățile spun că se procesează probele colectate. Acum sunt 65 de persoane infectate. Pacienții care întrunesc criteriile de spitalizare sunt referiți pentru spitalizare și ajutor specializat la Bălți, iar ceilalți sunt monitorizați în permanență. Din lucrătorii medicali, la moment sunt depistați 12 lucrători medicali pozitivi, 3 din ei au fost internați în Spitalul Raional Soroca, iar restul sunt încadrați în programul de tratament la domiciliu sub monitorizarea medicinei de familie. În ceea ce privește situația de la spitalul din Cadr Lungă, la moment sunt depistați 17 lucrători medicali pozitivi, în mare majoritate ei provin din 3 secții, secția din neurologie, terapie și secția și maternitate. La maternitate nu există la moment nicio persoană internată, la fel ca și în neurologie. Maternitatea este în proces de prelucrare și dezinfecție. De la începutul pandemiei, în Republica Moldova au fost înregistrate 5.553 de cazuri de infectare, iar 194 de oameni au murit. Până acum, 2.228 de pacienți au fost declarați vindecați. Peste 11.000 de persoane din Republica Moldova au devenit șomeri începând cu data de 1 aprilie și până acum, informează Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cei mai mulți au fost înregistrați în municipiile Chișinău și Bălți, raioanele Ocnița, Drochia, Ungheni și Utea Găgăuzia. În perioada 1 aprilie 13 mai, Centrul de Apel al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă a oferit peste 10.000 de consultații telefonice, în principal despre înregistrarea statutului de șomer și accesarea ajutorului de șomaj pe perioada stării de urgență. În Republica Moldova sunt înregistrați în total peste 29.000 de șomeri.
Proprietarii barurilor și restaurantelor spun că nu mai rezistă cu ușile închise și cer să-și reia serviciile după încheierea stării de urgență. Spun că au luat toate măsurile de precauție, astfel încât clienții lor să fie în siguranță. În plus, ca măsură de sprijin pentru a trece mai ușor peste această perioadă economică grea, membrii Asociației Horeca cer scutiri de taxe. Dumitru Cebotărescu, proprietarul unei rețele de restaurante din Chișinău, spune că pe timpul pandemiei a trimis acasă mai mult de 3/4 din cei peste 500 de angajați, pentru că el nu le putea plăti salariile. Iar din livrări la domiciliu, veniturile i s-au redus la 10% față de lunele anterioare. Antreprenorul spune că situația se va complica și mai mult dacă nu își va relua activitatea repede. În afară că noi avem un minus mare la bugetul nostru, a companiilor care sunt cu restaurantele, apare și problema cu proprietarii la încăperi care sunt, deoarece vrem, nu vrem, ei tot au credite la bancă și etc. Nu pot să ne scutească. Noi n-am obținut niciun leu din partea statului ca să putem trece prin această pandemie. De exemplu, eu am plătit practic 20 de ani impozite mari, mici la stat. Localurile ar fi gata să se deschidă în 48 de ore dacă autoritățile vor permite asta. Administratorii spun că pot lua măsuri necesare de prevenire a răspândirii coronavirusului, fie că vor redeschide numai terasele sau și în spațiile de servire închise. Lucrăm mai puțin bani. Așteptăm cu mare drag redeschiderea. Nu știm cum o să fie, mulți oaspeți sau puțini, cred că puțini o să fie. Suntem destul de siguri pentru că noi avem un proces controlat, noi avem toate ustensilele de igienă, noi avem spațiu decât oamenii să iasă pur și simplu în spațiu public neorganizat, fără o igienă oarecare, atunci alimentația publică este o soluție. Nu vedem diferență între un market unde nu este o limită de persoane. În această săptămână, membrii Asociației Horeca au purtat discuții cu autoritățile locale. Municipalitatea le-a oferit gratuit suprafețe pe terenurile municipale pentru deschiderea unor terase, iar cei care au deja un astfel de contract de închiriere să fie scutiți de plată în următoarea perioadă. Astfel, deci, să-și mărească poate vânzările, clienții, nu neapărat în apropierea localurilor, fiindcă dacă vorbim de scoaruri sau străzi pietonale sau același parc Pușkin sau în parcul catedralei, se termină carantina și amenajăm terasele. Membrii Asociației Horeca spun însă că un ajutor cu adevărat folositor ar fi scutirea de taxe locale pentru următoarele luni. Dacă municipalitatea oferă acest spațiu gratuit, ne referim doar la o jumătate din agenții economici din sectorul de alimentație publică, care vor fi favorizați, iar ceilalți vor fi defavorizați pentru că ei din principiu nu au terase sau au terase pe teren privat, care pentru ei ăsta nu este un suport. Ieri prim-ministrul Ion Chicu a declarat că abia de pe 1 iunie sectorul Horeca și-ar putea relua activitatea. Închiderea localurilor a fost decisă de autorități pe 17 martie. În această perioadă, o parte din restaurante s-au limitat la serviciile de livrare a produselor la domiciliu. Unii analiști politici de la Chișinău cred că guvernul condus de Ion Chicu are zile numărate. Plecările din Partidul Democrat șubrezesc alianța parlamentară, iar o moțiune de cenzură poate avea în curând șanse mari să fie votată. Experții susțin că din această ecuație politică nu trebuie subapreciat Partidul Democrat, de care poate depinde până la urmă soarta executivului. Majoritatea parlamentară formată din socialiști și democrați în toamna anului trecut s-a cam subțiat și le oferă celor din opoziție șanse de a înainta o moțiune de cenzură. Opoziției nu-i ajung vreo 5 voturi, vreo 5 deputați încă nu s-au hotărât dacă votează sau nu votează ei demiterea acestui guvern. Totul va depinde până la urmă de Partidul Democrat. Partidul Democrat care
a declarat că merge până la capăt împreună cu socialiștii. Nu știi până la care capăt, dar asta a declarat domnul Pavel Filip. Dacă guvernul Chicu va pierde această majoritate parlamentară, dar cred că sunt șanse, pentru că lucrurile în interiorul Partidului Democrat nici de departe încă nu s-au domolit. Ulterior, mai ales dacă efectele negative ale crizei pandemice vor lua amploare, se vor crea toate premizele ca guvernul Chicu să cadă. Analiștii susțin că opoziția parlamentară este foarte divizată, iar căderea guvernului ar fi cea mai ușoară lovitură. Mai greu va fi crearea unui nou cabinet de miniștri. Formarea noului guvern ar trebui să înceapă de la faptul că să nu avem o dimitere de dragul dimitirii. Dacă până la urmă opoziția parlamentară va merge la acest exercițiu de dimiterea guvernului, acest exercițiu trebuie să aibă o finalitate logică prin instituirea unui alt guvern. Pentru că dacă va cădea guvernul și nu va fi ales un alt guvern, va rămâne în continuare actualul guvern Chicu, dar cu anumite atribuții reduse, ceea ce va face situația Republicii Moldova și mai complicată și vulnerabilă. E complicat, într-adevăr, dar eu cred că soluția ar fi ca acest guvern pe care vor ei să-l conceapă să fie, într-adevăr, unul tehnocrat, unul cu un premier din afara politicii, și eu cred că pot fi găsite asemenea candidați. Nicolae Negru atenționează opoziția că ar trebui să se grăbească. În toamnă sunt alegerile prezidențiale, iar până atunci situația trebuie să fie clară. Altfel s-ar pierde șansa de a instaura un nou guvern. Până la sfârșitul verii, iată, începe vara, cred că vreo lună, două, maximum are la dispoziție opoziția ca să dea jos acest guvern. Ieri, reprezentanții PAS, PPDA, ai Partidului Șor și cei din grupul Pro-Moldova au anunțat despre intenția de a debarca actualul executiv, dar au recunoscut că nu au încă suficiente voturi în Parlament. Platforma Demnitate și Adevăr nu va participa la demiterea guvernului Chicu cu orice preț. Afirmația a fost făcută la emisiunea Punctul pe Azi de la TVR Moldova de liderul partidului Andrei Năstase. Politicianul susține însă că deputații care ar dori să participe la demiterea guvernului vor trebui mai întâi să treacă un test al sincerității. Nu acceptăm să facem alianțe obscure de dragul dării jos a unui guvern. Preocuparea noastră este nu doar pentru darea jos a acestui guvern, dar și pentru instalarea unui guvern pro-european, competent. Nu ne-am pus și nu ne punem în continuare problema cine va vota. Oricine dorește bine acestei țări trebuie să voteze. Platforma, da, va avea o problemă dacă tot acești deputați din Pro-Moldova și din grupul și din Partidul Șor vor vota pentru, eventual, pentru următorul guvern? Pentru noi, oamenii Platformei Demnitate și Adevăr, imaginea noastră, a partidului, a noastră în parte, contează mai puțin atâta vreme cât asistăm neputincioși cum se întorc bandiții, cum corupția și schemele de contraband înfloresc în Republica Moldova, cum manipularea, minciuna, dezinformarea pun din nou stăpânire pe întreaga noastră societate. Apelul nostru a fost către toți deputații Republicii Moldova. Andrei Năstase precizează însă că deputații care ar dori să asigure votul pentru demiterea guvernului Chicu și investirea altui executiv ar trebui mai întâi să treacă un test. Mai exact, platforma DALE va propune să voteze un pachet de legi speciale. Aceste legi despre care vă vorbesc eu trebuie să permită instituțiilor special abilitate să documenteze cu maximă prioritate anchetele penale care vizează demnitarii, funcționarii publici, miniștri, deputații, procurorii, judecătorii. Aceste legi despre care vă vorbesc eu trebuie să redefinească imunitatea demnitarilor în fața legii. Altfel spus, nu ne concentrăm acum pe majorități, pe împărțieli de funcții, ne concentrăm pe un proiect de țară, pe un proiect de guvernare, ne bazăm pe niște principii, pe niște valori, pe niște reforme.
Serviciul Vamal al Republicii Moldova continuă cercetările în cazul sumei mari de bani găsită într-un camion în noaptea de Paști la Vama Leușeni. În urma unor percheziții la depozitele aparținând unor suspecți, s-au descoperit cantități importante de ambalaje pentru confecționarea pachetelor de țigări. Amănunte vă oferim mai târziu în telejurnal. Unii absolvenți de liceu sunt nemulțumiți de decizia guvernului de a anula examenul de bacalaureat din acest an. Mai mulți elevi ai claselor a 12-a cer deputaților să respingă prevederea care anulează bacul. În acest sens a fost lansată o petiție online prin care se solicită respectarea dreptului la educație de calitate și identificarea unei posibilități de organizare a examenului de maturitate. În textul petiției se menționează că anularea bacalaureatului încalcă dreptul tinerilor la admiterea în învățământul superior în condiții echitabile și violează principiul concurenței bazate pe merit. De o săptămână au trecut ca două zile, asta povestesc medicii români despre experiența trăită în Republica Moldova. Au muncit cot la cot cu medicii basarabeni pentru a salva viețile pacienților infectați cu COVID-19. Astăzi, medicii români aflați în misiune umanitară la Cahul și-au luat rămas bun, dar au spus că sunt gata să revină oricând pentru a fi alături de frații basarabeni. Au fost zile și nopți dificile de muncă continuă. Cei 7 medici și 2 asistenți români au fost implicați în cele mai dificile misiuni în lupta cu noul coronavirus. Am participat la, chiar la primul transport care s-a făcut de la Cahul la Chișinău a unei paciente. Cred că și din acest punct de vedere, această misiune a noastră a fost îndeplinită cu succes. Mi se pare că au trecut două zile, nu două săptămâni. Succesul misiunii se datorează și faptului că au fost chiar din prima zi o echipă unită. Fiecare și avea rolul și sarcinile foarte bine stabilite. A fost o misiune reușită, în primul rând pentru că am avut sprijinul colegilor din Cahul, care ne-au primit cu căldură și cu brațele deschise. Sentimentul a fost reciproc, consider că a fost o colaborare reușită, am avut foarte multe de schimbat ca și experiență medicală, a fost o încântare și o plăcere pentru noi să fim aici. Colegii au venit exact atunci când ne aflam în cea mai complicată situație, în special în terapie intensivă. Colegii au intervenit practic în cele mai complicate zone a spitalului, cum este unitatea de primiri urgențe, cum este terapie intensivă și pentru pacienți COVID și în terapie intensivă pentru pacienți non-COVID. Deci inclusiv au acoperit și activitatea mașinii de terapie intensivă mobilă. Noi am avut mai multe transferuri, 7 transferuri spre Chișinău. Pentru ajutorul necondiționat oferit pacienților internați la Cahul, medicii români au primit cuvinte de mulțumire și diplome de recunoștință. Trebuie să recunosc că este un sentiment deosebit să simți că ești printre oameni. Mulțumim tare mult, Cahul, mulțumim absolut pentru tot. Mulțumim frumos! Va fi o lecție și pe viitor cum trebuie să ne ajutăm ca frați și este firesc să se întâmple aceste lucruri atâta timp cât spuneam, simțim, vorbim aceeași limbă, avem același neam, cultură. Sperăm ca acest tip de asistență, schimb de experiență și ajutor, încă o dată spuneam, să continue la necesitate, dar gestul României, spuneam, va rămâne profund și de mult timp în inimile noastre. 10 de basarabeni din Cahul au venit să le spună un mare mulțumesc doctorilor care au muncit pentru a le salva rudele prietenii. Am venit să mulțumesc medicilor din România pentru munca voluntară care au depus-o și aportul în combaterea COVID-19 din raionul Cahul. Am venit și noi, Teatrul din Cahul, să spunem un sincer mulțumim fraților și să-i așteptăm și cu alte ocazii, poate mai îmbucurătoare, poate mai frumoase. Și la Chișinău, medici români aflați în misiune la spitalele aflate în prima linie de luptă cu noul coronavirus au primit diplome de recunoștință din partea primarului Ion Ceban. Vrem să mulțumim statului român pentru ajutorul enorm oferit în această perioadă, începând cu cel pe partea de consumabile, medicamente, oameni
este cu adevărat un ajutor de care avem nevoie astăzi și acum. Misiunea umanitară a medicilor români în Republica Moldova a început pe 30 aprilie. Cei 42 de medici și asistenți au salvat vieți la spitalele din Bălți, Chișinău și Cahul. Misiunea a făcut parte din cel mai mare proiect umanitar dedicat Republicii Moldova pentru a preveni pandemia. România a oferit un lot de echipamente medicale și medicamente în valoare de 3,5 milioane de euro. Începând cu data de 18 mai 2020, secția consulară a Ambasadei României la Chișinău își va relua gradual activitatea. În prima etapă urmează a fi eliberate documentele de călătorie tip pașaport și documente de stare civilă, certificate de naștere și de căsătorie deja întocmite. Deocamdată nu se primesc cereri noi decât în cazuri de urgență. Programul de lucru este de luni până vineri de la 8:30 la 12:30 și de la 13:30 la 17:30. Este absolut necesară respectarea normelor și recomandărilor autorităților, iar accesul este asigurat numai în absența simptomelor specifice COVID-19, cu menținerea distanței fizice și purtarea obligatorie a măștii de protecție. În sala de așteptare nu va fi admisă prezența mai mult de 4 persoane. Serviciul Vamal al Republicii Moldova a făcut mai multe percheziții în cazul sumei mari de bani găsită într-un camion în noaptea de Paști la Vama Leușeni. În câteva spații aparținând unor suspecți în acest caz s-au descoperit cantități importante de ambalaje pentru confecționarea pachetelor de țigări. Cei 1,5 milioane de euro au fost revendicați de un om de afaceri basarabean care trăiește în Marea Britanie. Ofițerii serviciului Vamal au efectuat până acum 13 percheziții, inclusiv la câteva depozite deținute de suspecți în acest caz. Au fost găsite circa 80 de tone de ambalaj pentru pachetele de țigări, care erau acoperite cu hârtie de ambalaj pentru bomboane. Potrivit serviciului Vamal, în acest mod bănuiții sperau să mascheze ambalajele și să le ascundă de controlul Vamal când le scot ilegal din țară pentru a le duce în Uniunea Europeană. Vă amintim că pe 18 aprilie oamenii legii au descoperit peste 1,5 milioane de euro nedeclarați într-un camion la Vama Leușeni. Ulterior, șoferul vehiculului a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Pe 12 mai, omul de afaceri Adriano Dulgher, un basarabean care trăiește în Marea Britanie, a declarat că banii confiscați îi aparțin. Dulgher spune că urma să declare suma în aceeași noapte, dar nu a reușit să ajungă la timp din cauza restricțiilor de circulație impuse de pandemie. Potrivit procurorilor, Adriano Dulgher a fost audiat în calitate de bănuit în acest caz. Astăzi, deputatul Vasile Năstase de la platforma DA a spus că va solicita instituțiilor de drept din Marea Britanie să investigheze acest caz. Uniunea Europeană va oferi Republicii Moldova 100 de milioane de euro pentru a combate epidemia de coronavirus. Decizia a fost votată unanim ieri de Parlamentul European. Asistența financiară face parte dintr-un pachet de 3 miliarde de euro care vor fi alocați statelor candidate la aderare și celor din vecinătatea Uniunii Europene. Fiind vorba de un ajutor de urgență, prima tranșă ar urma, așa cum spunea Peter Mihalco, să fie transferată chiar luna aceasta. Estimare confirmată și de europarlamentarul român Marian Jean Marinescu. Uniunea Europeană, Statele Unite, dar și România separat au transmis deja Republicii Moldova mai multe ajutoare sub formă de echipamente de protecție, ventilatoare pentru respirație artificială și personal medical. Vorbim despre susținerea bugetului, pentru că va fi impactul, probabil, va fi impactul acestei crize și că să putem să susținem bugetul Moldovei. Asta este cu siguranță asistența de urgență, deci ea trebuie să vină foarte repede și va fi negociat foarte repede memorandum respectiv. Presupunem că vor fi două tranșe. Una va veni imediat și a doua în viitor, probabil până la sfârșitul anului sau la începutul anului viitor. Lituania susține personalul medical din Republica Moldova care luptă în prima linie împotriva pandemiei COVID-19. Astăzi la Chișinău au ajuns 10.500 de viziere de protecție în valoare de circa 20.000 de euro. Echipamentele au fost aduse în Republica Moldova la bordul unui avion militar lituanian. Ce
Cele 10.500 de viziere vor ajunge în toate instituțiile medicale care luptă împotriva noului coronavirus. Oleg Țulea, ministrul afacerilor externe și integrării europene, a mulțumit Lituaniei pentru gestul de solidaritate și susținere în această perioadă dificilă. Vreau să exprim recunoștința guvernului Republicii Lituania pentru gestul de solidaritate și sprijin față de țara noastră, care reprezintă o parte din tot suportul care a fost acordat de guvernul Lituaniei pentru țările parteneriatului estic. Și sublinează încă o dată cât de receptivi sunt partenerii UE. Our Air Force plane bring support medical support for Republic of Moldova according to request of the government of Moldova. As it was mentioned before, it's 10,000 high standard, very professional mask shields for professionals, for medical workers. Același avion al forțelor aeriene ale Lituaniei va livra Georgiei și Armeniei alte loturi umanitare de materiale sanitare. Uniunea Europeană este cel mai mare susținător și partener al Republicii Moldova în lupta împotriva COVID-19. Declarația îi aparține ambasadorului Uniunii Europene la Chișinău, excelența sa Peter Mihalco, și a fost făcută în cadrul unei dezbateri online privind asistența oferită de comunitatea europeană pentru înlăturarea efectelor pandemiei. Niciuna dintre țările europene nu a fost pregătită pentru o astfel de criză, a spus ambasadorul UE în Republica Moldova. Cu toate acestea, comunitatea europeană nu a încetat să se gândească la partenerii săi și să le ofere asistența necesară. Este pachet de 87 de milioane reorientate cu proiecte deja existente sau planificate pentru Republica Moldova. Aici, cu siguranță, în prima fază am încercat și noi să susținem cât mai repede, și asta trebuie făcut în cadrul proiectelor acestor existente, cu material medical cât s-a putut să găsim, să susținem. În această perioadă, Republica Moldova s-a bucurat de un sprijin consistent atât din partea Uniunii Europene în general, cât și din partea unor state membre separat. Oferirea asistenței din partea Lituaniei. Zilele trecute am fost și eu prezentă la ceremonia cea din partea Austriei. La fel, România, care o asistență considerabilă am primit-o din partea României, Ungaria, Polonia, Germania, deci ambasadele sunt foarte... În România se încheie astăzi starea de urgență provocată de COVID-19. Ce urmează mai departe, ne spune chiar în acest moment președintele Klaus Iohannis, în direct de la Palatul Cotroceni. Să-l ascultăm. Pe care le-ați făcut. Acum, când încheiem cele două luni de stare de urgență și tragem linie, putem spune cu toată certitudinea, împreună am salvat vieți. Așa arată o națiune puternică și unită. Și la fel de puternici și uniți trebuie să continuăm și în lunile următoare, pentru că lupta cu acest virus nemilos este departe de a se fi încheiat. România a acționat rapid și a luat primele măsuri preventive chiar înainte de a avea cazuri confirmate de îmbolnăvire cu COVID-19. Era obligatorie instituirea unor măsuri excepționale dacă voiam să reducem răspândirea virusului. Deși numărul de îmbolnăviri atunci era mai mic decât în cazul multor altor state, la data de 16 martie, România a intrat în stare de urgență, fiind printre primele țări care au făcut un astfel de demers. Faptul că a fost o decizie bună a autorităților o confirmă numărul redus de infectări și de decese. Fiecare viață pierdută a însemnat o înfrângere pentru noi în bătălia pe care am început-o în februarie și pe care o vom continua multă vreme de acum înainte. Dar știm sigur că fără aceste măsuri, unele foarte dure, precum carantinarea unor localități, restricționări severe de circulație, închiderea școlilor, suspendarea întregii activități a restaurantelor, magazinelor comerciale, numărul victimelor ar fi fost mult, mult mai mare. Unde se află România la finalul stării de urgență? Vă spun doar câteva cifre care să ne ofere o imagine generală. Astăzi, la data expirării stării de urgență,
România înregistrează 16.247 de cazuri de îmbolnăvire, cu 245 de cazuri noi de ieri până astăzi, ceea ce arată un trend epidemiologic în ușoară scădere. Numărul de cazuri vindecate, 9.053 astăzi, este mai mare decât cel al cazurilor active, și anume astăzi 6.148. 225 de pacienți se află internați în secțiile de tratament intensiv. Și vreau să menționez că pe toată durata stării de urgență nu s-au înregistrat depășiri de capacitate în sectorul de tratament intensiv. La începutul stării de urgență, în România, capacitatea zilnică de testare a fost de 704 teste pe zi. Astăzi, prin efortul concertat al autorităților, capacitatea de testare a crescut progresiv, am ajuns la un număr de 10.643 de testări pe zi. Până la această dată, în România au fost efectuate 277.804 teste. Vreau să mulțumesc încă o dată medicilor și personalului medical pentru eforturile extraordinare din toată această perioadă. Protejarea cu prioritate a cadrelor medicale prin dotarea cu celeritate, cu echipamente și materiale sanitare, măști de protecție, combinezoane, mănuși, echipamente medicale și substanțe dezinfectante, a fost esențială în lupta cu răspândirea virusului. România, din păcate, a fost foarte puțin pregătită pentru a face față unei crize. În rezerva statului nu am găsit, așa cum ar fi fost normal, toate materialele necesare într-o situație de urgență. Am fost nevoit să identificăm rapid soluții și iată că am reușit, ca într-un timp foarte scurt, să achiziționăm tot ce era nevoie. Situația fără precedent cu care ne-am confruntat în aceste săptămâni ne-a pus în față o oglindă de multe ori nemiloasă pentru ce a însemnat eșecul din ultimii 30 de ani în fundamentarea unui stat eficient. Nu este prima dată când spun că cea mai importantă reformă de care România are nevoie este reconstrucția statului. Este un obiectiv ambițios care nu se poate realiza în 4 ani, dar este obligatoriu să începem resetarea pentru a putea dezvolta țara noastră. Sănătatea, educația, administrația, sistemele ignorate atâția ani și căpușate trebuie să fie prioritățile noastre. Dacă aceste sisteme nu sunt puternice, statul se îndoaie. În plus, în această perioadă ne-am confruntat și cu o legislație aproape inexistentă, în orice caz insuficientă pentru o situație de criză. A trebuit să ne descurcăm pe baza a 2-3 acte normative adoptate destul de neglijent în urmă cu 20 de ani. În 3 decenii nu s-a construit în România o legislație coerentă prin care statul să poată face față inclusiv unei epidemii extinse. Guvernul este obligat să se adapteze permanent la puținele resurse legislative pe care le are la dispoziție, în timp ce în Parlament politicieni vechi și retrograzi au încercat să dărâme și modestele instrumente pe care le aveam la dispoziție. Am văzut de altfel chiar zilele trecute, cu câtă irresponsabilitate unii parlamentari erau gata să facă aproape inoperabilă și legea privind starea de alertă. Această situație nu mai poate continua. Legislația trebuie croită într-un mod coerent, astfel încât să permită intervenția rapidă a statului. Într-o situație de urgență ori de alertă, guvernul, indiferent de culoarea politică, este cel care trebuie să ia măsuri imediate
pentru că el are instrumentele executive pentru a le pune în practică rapid atunci când se impune. În ultimele săptămâni s-au văzut foarte bine deficiențele statului, dar această perioadă ne-a arătat și că cele mai grele provocări pot fi depășite dacă executivul, reprezentat de președinte și guvern, lucrează ca o echipă. Și acesta este modul de funcționare corect într-un stat consolidat, ca președintele și guvernul să-și înțeleagă responsabilitățile și să colaboreze pentru a proteja cetățenii. De mâine, intrăm într-o nouă etapă, pentru că încetarea stării de urgență nu echivalează, din păcate, cu finalul epidemiei. Din punct de vedere medical, avem ceva semnale pozitive, dar trebuie să conștientizăm cu toții că pericolul reprezentat de acest virus este departe de a fi trecut. Ce am făcut până acum s-a dovedit eficient și am reușit să ținem epidemia sub control. În continuare, sunt însă necesare măsuri pentru revenirea la o viață apropiată de normalitate, dar în aceleași condiții de maximă siguranță. Astăzi, Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență declară starea de alertă și va institui toate reglementările obligatorii prin care vor fi menținute măsurile de prevenție. Am văzut discuții în spațiul public legate de intrarea în vigoare a noii legi privind starea de alertă abia de luni, iar unii politicieni care se dovedesc total irresponsabili alimentează ideea de vid legislativ. Dragi români, nu vor urma trei zile fără reguli și restricții. Reîntoarcerea bruscă la situația de dinainte de pandemie este imposibilă. Virusul nu ține cont de acte administrative, iar renunțarea prematură la toate regulile care s-au dovedit bune ar însemna o gravă eroare. Avem un cadru legal în vigoare și în baza lui vor fi luate toate deciziile pentru ca inclusiv în următoarele trei zile să păstrăm toate regulile necesare pentru ca sănătatea și viața cetățenilor să nu fie puse în pericol. Intrarea în starea de alertă aduce cu sine riscuri noi și responsabilități suplimentare pentru toți cei care își vor relua, într-o formă sau alta, activitatea. Distanțarea socială, munca de acasă, acolo unde este posibil, respectarea tuturor normelor de igienă, purtatul măștii de protecție sunt esențiale pentru a putea controla și în continuare epidemia. Fără aceste măsuri și reguli, fără responsabilitatea fiecăruia dintre noi, lucrurile pot ușor degenera. Și vreau să fiu foarte clar, dacă situația se va înrăutăți și datele vor arăta un număr galopant de infectări care va duce la supraaglomerarea spitalelor, atunci nu voi ezita să declar din nou stare de urgență. Să nu compromitem așadar tot ce am realizat până acum cu mari sacrificii. COVID-19 este o boală greu de combătut, tocmai pentru că oamenii îi pot infecta pe ceilalți fără să dezvolte simptome și fără să fie conștienți de riscul pe care îl reprezintă pentru semenii lor. Continuăm telejurnalul. Primăria Chișinău își propune să cumpere 300 de autobuze noi în următorii 3 ani. Proiectul prezentat astăzi presupune un nou concept în transportul public și urmează a fi propus pentru dezbatere în următoarea ședință a Consiliului Local. Primele autobuze ar putea fi cumpărate chiar în acest an, dar numai prin licitație și nu cum își dorea primarul Ion Ceban, direct din Belarus. La
Planul elaborat de un grup de consilieri prevede achiziționarea 150 de autobuze pentru Chișinău și 125 pentru suburbii. De asemenea, sunt prevăzute și 70 de troleibuze standard și 38 fără fir. Primăria își propune să realizeze acest lucru în următorii 3 ani cu ajutorul unui credit. Dacă va fi votat proiectul, primul lot de autobuze ar putea să ajungă la Chișinău până la sfârșitul acestui an. Noi trebuie să avem anul acesta în Chișinău 100 de autobuze noi, 70 de trolebuze, 30 de trolebuze cel puțin noi. Vorbim de autobuz de 12 metri, 107 locuri capacitatea, motorizare diesel cel puțin Euro 5. Compania care va livra autobuzele va fi selectată în urma unei licitații. Proiectul de modernizare a transportului dă o lovitură grea proprietarilor de microbuze. Acestea pot dispărea de pe rutele din oraș până la sfârșitul anului viitor. Oricum, microbuzele nu mai erau eficiente în condițiile în care ar trebui să respecte strict normele de prevenire a pandemiei. Treptat s-ar putea fi să fie doar pe niște rute total, să spunem așa, marginale, în general să nu mai fie. Probabil soarta lor va trebui gestionată separat, pornind și de la componenta umană, că sunt locuri de muncă și respectiv familii care se întrețin. În niciun caz ei nu trebuie să creadă că mâine cineva va pune bâta pe ei. Proiectul de modernizare mai prevede și implementarea sistemului de etichetare electronică, dar și amenajarea benzelor rutiere dedicate mijloacelor de transport public. În Chișinău circulă acum 389 de troleibuze, dintre care 122 sunt vechi, dar și 143 de autobuze, cele mai multe cu termenul de exploatare depășit. Spitalul Clinic Militar Central din Chișinău a primit astăzi un lot de echipamente de protecție în valoare de 15.000 de dolari. Donația a venit din partea Comandamentului European al Armatei Statelor Unite ale Americii. Ambasadorul SUA în Republica Moldova, Excelența sa Derek Hogan, a spus astăzi ministrului apărării de la Chișinău, cităm, doar împreună vom depăși această criză și vom avea succes. Statele Unite ale Americii au acordat Republicii Moldova până acum peste 1,2 milioane de dolari în lupta contra pandemiei COVID-19. Organizația Națiunilor Unite cheamă țările din toată lumea să finanțeze autoritățile sanitare în lupta cu stresul provocat de coronavirus. Potrivit unui raport al ONU, pandemia afectează mental tot mai mulți oameni care, în lipsa unor măsuri, vor suferi de depresie chiar și după găsirea unui vaccin. Frica de a fi contaminat cu noul coronavirus, decesul celor apropiați, pierderea locului de muncă, izolarea și teama de viitor. Acestea sunt principalele motive care au provocat creșterea numărului de afecțiuni psihologice, a anunțat secretarul general al ONU, Antonio Guterres. El a precizat că cei mai expuși stresului psihologic sunt angajații din domeniul sănătății, persoanele în vârstă, adolescenții și cei care trec prin diferite conflicte sociale. Secretarul ONU a îndemnat țările lumii să-și sporească finanțarea pentru serviciile de sănătate mentală și să includă acest domeniu în programele lor guvernamentale. Mental health services are an essential part of all government responses to COVID-19. They must be expanded and fully funded. As we recover from the pandemic, we must shift more mental health services to the community and make sure mental health is included in universal health coverage. The United Nations is strongly committed to creating a world in which everyone, everywhere, as someone to turn to for psychological support. Potrivit ONU, milioane de oameni sunt afectați psihologic de pandemia de coronavirus, mai ales pe fondul zvonurilor că acesta nu va trece niciodată. Criza legată de stresul oamenilor ar putea continua chiar și după ce va fi descoperit vaccinul, notează Națiunile Unite, care îndeamnă autoritățile și societatea civilă să vegheze permanent asupra acestei situații. Ce vreme ne așteaptă mâine, aflăm chiar acum din rubrica Meteo. Doamnelor, domnilor, bun găsit! Mâine vremea va fi posomorâtă în Republica Moldova. Nopțile se păstrează destul de răcoroase, cu minime de 8-10 grade Celsius. Mâine cer variabil, parțial noros, întreaga zi și maxime ce vor oscila între 15 și poate 20 de grade. La Chișinău așteptăm 10 grade în această noapte și 18 grade mâine în orele amiezii, în condițiile unui cer parțial noros. Și în România vremea se va răci, iar un cod galben de intensificare ale vântului
timpului rămâne valabil până astăzi în această noapte. Ploile vor cădea în nord și vest, iar maximele vor oscila între 15 și 31 de grade Celsius. Doamnelor, domnilor, acestea au fost datele despre vreme. Numai bine! Doamnelor, domnilor, telejurnalul a ajuns aici la final. Nu uitați, știrile noastre le găsiți pe tvremoldova.md sau pe pagina noastră de Facebook. Ne așteptăm opiniile dumneavoastră. Rămâneți alături de noi. În câteva minute începe emisiunea Punctul pe azi. Eu sunt Stella Danilă și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită să aveți. La revedere!